Mă uitam la Hagi că la Hagi a jucat la 30 până la 36 de ani, a jucat poate și s-a antrenat poate ca niciodată în viața lui. Pentru că a văzut că asta e meseria care poate aduce banii și să facă ceea ce visa, un club de fotbal. L-a făcut. Pentru că Hagi până la 30 de ani n-avea banii ca să facă un club de fotbal. Dar Hagi după 30 de ani, până la 36 de ani, în Vi s-a 6 părut că a ani, riscat atunci, poftim? când a băgat toți acei bani în academie, în club? Foarte mult. Hagi a riscat foarte Și mult din credeți cauza că asta. a avut o teamă că nu îi va ieși? A avut o teamă, da. Dar și-a permis să riște acei A bani. avut o teamă. Hagi a fost aproape și era decis să vândă hotelul pe 12, pe 14, pe 15 milioane de euro Ca să o mai ca să-i țină el. bage în infrastructură, Vă în dați seama ce această pasiune? aventură. În această aventură. Și vă dați seama că avea doi copii. Ianis nu era Ianis de azi. Nu știa dacă o să ajungă, nu o să ajungă. Mai avea o fată. Soție. O responsabilitate O față de familie. responsabilitate incredibilă. Și a avut un curaj cutremurător. Eu n-am crezut niciodată că... Mă gândeam că... Îi spuneam că Farul, care are stadionul gata, nu, el a vrut stadionul lui, parcela lui, s-a dus la Ovidiu, a vorbit cu primar, felicitări și... Da, avea, l-ați simțit, care fler la afaceri. Eu cu Hagi, când era deja la Brescia și câștiga 1 milion și ceva de dolari atunci, îmi spunea când mergeam spre Milano, că veneam de la Milano la București, nu aveam aeroport la Brescia, mai aproape era Milano decât Bologna. Și atunci, asta îmi spunea, să luăm, să iau farul, să fac, să dreg, să nu A, știu deci ce. avea de Da, mult. avea de gând să facă chestia asta, dar farul i-a întors spatele. Și el a luat taurul de coarne și a făcut ce a făcut asta.